Pentru brazilianul Freitas, nu mi s-a părut că a adus cine știe ce plus în jocul echipei sale. Este gol! UTA egalează în 10 oameni prin cupă în al 7-lea minut al prelungirilor și da, într-adevăr, cred că este egalul lui Iacob după parada de mai devreme. Putea să fie 3-1, dar se face 2-2. Cooper marchează. Să vedem însă dacă golul este validat, pentru că îl văd pe atacantul arădenilor destul de nesigur. Hai înapoi este îndemnul lui Mircea Rednic. Centrare. Nu văd să fi fost ceva, poate o împingere acolo, să fi faultat în atac Cooper. Nu știu. Centrarea îi aparține lui Stahl și Cooper fără marcaj, incredibil, cu toată poarta goală în față, din nou Ducan cu multe ezitări în finalul acestei partide. Da,